Ты даже сделай, говорю! Бару! Ce să ia? Bă, îmi vine să plâng pe cuvântul meu. Bă, mi s-a făcut pielea de găină pe cuvântul meu. Sper că nu m-am omorât. Din cauza lui Dragoș, mi-am pierdut memoria. Mamă, nu, 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 nu! Bă, nu! Am ajuns oficial la ultimul episod din serialul Minciuna. La început am folosit chitaruța cringe. De fiecare dată când era cringe, cântam. Dar se pare că nu mai fost cringe. Băi, deodată m-o prins. Nu știm ce s-a întâmplat, totul e așa ciudat. Cristi a plecat și Dodi a cedat. Nu știm cum va fi, dacă va mai trăi, dacă va iubi și dacă va vorbi. Și eu mi-am pierdut Aluna. Ăsta e ultimul episod din Minciuna. Hai să vedem, fraților. Ultimul episod din Minciuna, mă rog, ultimele 5 episoade din Minciuna. După o oră! Bă! Din câte mi-aduc eu aminte, eram îmbrăcat. Bă! De ce râde mama? A, cred că... Bă, stai bă, nu cred că l-a omorât pe Dodi, eu refuz să cred. Bă, eu nu cred că l-a omorât pe Dodi. Uite cum stai, nici nu s-a pleacă. Bă, e fiul... E fiul tău, bă, Oano, bă! Mă duc să iau repede ceva, așteaptă-i salvarea. Da. Bă, deci femeile astea veri și banii n-aduc fericirea, fraților. Bogdan este bogat și este un criminal. Mi-a venit acentul. Bine, soneria. Alo? Da? Tu cine ești? Vino repede, Dodi, a fost împușcat, îți dau eu locația. Cine e ea? Avea niște treaba, acum eu nu pot să vină tu. Ia că aș stătea așa la gard, aștepta să vină cineva. Bă, deci nu pot să cred că în ultimul episod ni s-a arătat aceste fete. Mai bine, mergem repede la chestiile cu Dodi. Bă, și acum fac maraton. Dodi a murit și fetele astea fac maraton, cine aleargă mai repede? Nu, deci refuz să cred. După o zi. Mă, am crezut că și ciorile alea care zboară sunt... Nu pot să cred. Că Dodi... Nu! Nu a murit! Nu! Nu, 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 nu! Bă, nu! Bă, nu, nu l-o omoră, nu! Bă, nu te duce la baie, nu! De ce ai prins becul? Nu te duci, nu. Frate, tu faci duș când ăsta a murit. Nu. Bă, fără Dodi eu nu mă mai la asta. Ce? Ușor. Mamă, era să crap gresia aia, să mor. Bă, leu. Ce costă? E un scenariu. E un scenariu, vă zic eu. E un scenariu. În scenare. Bogdane, vreau să te întreb, deci am găsit un pistol în baie, fix după ce a murit Dodi. Pe bune, a fost plecat doar 5 minute la Oana și eu ce fac? Mă tot acasă l-am găsit și pe Dodi mort. 100% din cauza ta, n-ai cum să spui că nu tu i-ai făcut ceva. Oamenii vorbesc casual. Băi, dar, Bogdane, băi, 5 minute a plecat, l-ai omorât? Băi, ești cu capul, cum să... Doamne, băi, 5 minute, ia uite, mi-am... Hai că nu l-a rupit deget acolo. E să-mi vinețești unghia ca deci. Bă, leu, mă spargi, zveri. Bă, mă spargi, mă. Cine ești tu? Tu ești, doamne, ce m-a speriat? Am să spun ceva, Dodi trăiește. Am văzut la spitea și am aflat că Dodi trăiește. Păi și nu merge să-l luăm sau ceva? Mă, nu! Nu știu nimic. Îi zic să mergem, măcar să-l văd. Ok, dacă vrei tu. Mă gândeam că lăsăm acolo, dar e ok, mergem. Băi, câte telefoane ați dat, veri. Vreau să spun că a venit Oana la mine și mi-a spus că Dodi trăiește. Oana, aia era Oana? Nu, bă, voi știați dinaintea mea. Păi mama lui cine, bă, nu mai pot. Nu știu, mergem la spital sau ceva să vedem. Mama lui Fitregă, Andreea?
după ceva timp. Asta poate să fie între 5 ore și 50 de zile. Vreau să spun ceva. Am ceva să spun. Ce vrei să spun? Dragul m-am mințit cu testul de net. Ce test? Testul în care... Testul... Vrei să spui testul pe care l-ai făcut lui Bogdan? Da. Tu l-ai făcut? Da. Bogdan? Nu se crede. V-am încurcat. Adică tu ai crezut că Bogdan e copilul Oanei? Da. Bogdan? Cum? Știu că ziua aia mie mi s-a făcut rău. Bă, nu mai... Dragoș. Adică, ce ți-a zis Dragoș? A zis că vrea să spună ceva în apă ca să poate să te omoare, să-ți ia Bogdan în viața. Bă! Să mă omoare? Da. Să mă omoare? Oh, nu! Uite cum mă bufnești râsul, că ai mințit de-aia, bă! Mamă, deci nu mai... Care test, mă? Ce test ați făcut? Pentru frate... Alo, Dragoș? Am auzit ceva și vreau să știu adevărul. Și vreau să vii repede cu pa! Oamenii s-au murit între ei și vor să mai zic. E, ce a zis? Azi că o să vadă. A greșit prea mult în viața asta. N-ar trebui să facă așa ceva. Plătească, pentru tot ce a făcut. Văleu! Deci noi am aflat de fapt că Bogdan a vrut, i-a scenat un test lui Cristi și că voia să îl omoare când i-a pus ceva în apă, ce? De ce ține de șold? Ce are acolo, un walkie-talkie? Ai telefonul, fraților. Frate, abia se ține de șold, ajutați-l. Unde-i mi perna? Nu mai pot, am emoții. Dați-mi perna, pe cuvântul. Ce bine că am ieșit din spital. Bă, dar l-a bătut pe bune! Să-l sunt bocăși. Are ochiul vânăt. Bine că m-a adus mâna aproape la casă. Bă, l-a bătut pentru serial sau... Bă, ce? Dacă omul și-o lua bătaie, efectiv pentru serial, omul este cel mai mare actor. Și Christian Bale ăla, bă, care se îngrașă, se slăbește așa de la un film la altul. Nu, bă, omul ăsta și-o lua bătaie pe bune pentru serial. Este un actor devotat. Oricum. Unde ești? Am venit acasă. Oricum, felicitări cameramanului. Dar opriți tractorul ăla când filmați. Bă, deci l-am pușcat în șold. În, în osul iliac, am putea spune. La bazin acolo, da. Bă, nu, asta e o problemă gravă. Omul și-a făcut tatuaj în spital. S-o leșinate, bă, omul ăsta are o problemă, ceva la cap. Bă, ăsta e inhalat? Bă, de ce ăsta inhalat? You don't give a shit. Deci nu-i pasă, bă, de frasul. Bă, nu-i pasă de frasul. Ia uite-l cum mergea mea inhalat, zici că a ieșit din duș. Dar de fapt asta omul a făcut un duș. Cât de timp l-au pușcat pe frasul, omul a făcut un duș. Simt că e finalul așa, frate, ce se întâmplă ceva, eu sunt curios ce se întâmplă. Sunt aproape acasă. Abia bă, mergi, nu mai sta. E ca oamenii aia care nu poate să bea apă când merg, știi? Gen eu, trebuie să mă opresc. Lightning McQueen! Eu sunt viteză. Bă, dar nu mai pot să râd, că e ceva iure. M-a pus soarele, mere. M-a pus soarele până ai venit. Dodi. Bă, Dodi, bă, Dodi! Dodi! Deci omul suferă de ceva boală din copilărie. Unde vasele de sânge la cap, nu știu cum se numește asta, atac de cord, eu știu ce e asta, nu, că l-ai cu inima. Îl doare capul, hemoragie internă, ceva acolo la cap. Bă, dar ridică-l, bă, că răcești, bă, pe pământul ăla. Mamă, e distru... Bă, numai... Episodul 16, veri. Oana, de ce râzi? Ești din spital? Ba da. Și cum ai putut să-l lasă vină singur? Eu n-am știut că a plecat. Eu n-am știut că a plecat. Eu nu eram acolo. Eu nu eram acolo. Oare dacă m-aș duce la Cristi, m-ar primi înapoi? Cine ești? Bă, cine e asta? Andreea?
Nu mai suport, nu mai suport. Bă, deci femeile astea involuntar l-au omorât pe două divere. Și cine-i fata asta, fraților? Că nu mai înțeleg nimica. Cine-i fata asta? De ce sunt așa multe secvențe cu slow motion? Op! Dar cum o de... Pe din afară o deschisă. Mamă, vere. La câte anul timpuri a trecut? Că erau roșii în seară data trecută. Așa mi-amintesc. La ce mă uit eu, de fapt? Tu ce cauți aici? Am venit pe aici fost. Ai venit tu cu un motiv. Tu ai venit cu un motiv. Tu oricum... Tu mereu ai motiv. N-am motiv. Femeia are mereu motiv. Ce să faci? Nu-mi fac. Să mă iei. Nu există nimicul meu ăsta care să mă facă să te iei fix pe tine. Iubita lui? Mai vreau să mă întreb de ce? Da. După tot ce ai făcut, tu ai venit la mine să-mi spui să te iei. Asta iubita lui? What? Hai, recunoaște. Recunoaște că Bogdan a tras în dor. Din cauza lui s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Bogdan a tras. Da, o tras, ai văzut și tu. Aba, nu văzut. Nici? Da, prima a tras. De ce n-ai zis, băi, din prima? Știam eu. Deci fericit că ai aflat? Da. Uite, bă, cu minte pe față, frate! Bă, pe față, nu mai suport. Dodi, ți-ai revenit? Nu mai înțeleg! Bă, nu mai înțeleg nimic! Bă, tu erai mort de vreo 3 episoade! A, te opriți. Ai auzit tot, nu-i așa? Da. Cine vorbești? Juri? Ți-ai revenit. Bă, nu mai înțeleg. A, uite-l, hop, după colț acolo. Bă, dați-o leacă roșia de acolo, să ci trandafirul ăla, alelele alea, o leacă. Ia, uite-l cum stătea după colț. Bă, dar răcie, știi, bă, nu mai sta pe jos, că... Și ai venit, Adi? Oana! Oana? Cine-i Oana, mă? Și-o dat ochii pistica. Așa e veri, când-s două femei, păi cum? Să iubești două femei, să nu știi pe care o vrei. Și am ajuns la ultimul episod, episodul 17. Băi, eu am uitat să le dau like, veri, dă să mă duc să le dau like la toate episoadele, ești nebun? Oficial, fraților, ultimul episod, nu mai pot, deci nu mai pot, fraților. Efectiv, ultimul episod și câte s-o întâmpla, mi-am aranjat părul și mă mai interesează. Doi, ți-am spus să nu te urci în leagăn, că poate cazi. Au căzut? Mătări capul rău. Mătări capul rău. Mătări capul. Gheață să o spui la cap. Bă, veri, dar Dodi e cam buclucaș. Fraților. Nu mă duc în casă că mă enervează fața lui Andreea. Poate într-o zi o să plece de aici, să îmi lasă singur. Nu mă duc în casă că mă enervează fața lui Andreea. Nu îmi spune că e Anabela. Deci nu îmi spune că e Anabela. Dragoș! Și-o luat ce la Uzi, veri? Da? Dodi, stai puțin, că mă cu Andreea. Bă, că... Dodi, acoperă-ți ochii. Bă, Dodi a zis bine. Bine. Dodi, filmat și Dodi a zis bine. Băiatul... Asta-i schema aia, cu telefoane. Ma. Dacă nu vii cu mine, te omor. Uite cum l-a luat după gât. Bă, ce aveți, bă, cu Dodi? Bă, veri, nu cred că l-a luat cu cala. Nu poți ce zic, te omor. Intră pe aici. Ușor, veri, că-i gar cu țăpi. Mai ușor, totuși. O fi el... O static, dar are drepturi. Pe cuvântul meu. Bă, dar nu o suport. Bă, nu cred. Nu cred că o să-l măcelească ca pe Ceaușescu.
Nu cred că-i face asta. Refuz să cred. Bă, refuz. Zbate-te, Dodi! Fă o schemă de taekwondo! Ma. Bă, deci a vrut să-l umilească înainte să-l omoare. Ăsta ce nivel? Bă, cine ești, mă? Pentru cine lucrezi, mă? Bă, pentru cine lucrează, mă, ăsta, mă? Bă, nu, bă. Deci dacă moare Dodi, e cel mai trist final. Nu, nu, nu. Bă, cât de milă să... Ce om fără scrupuli să fii. Bă! Alo! Bă! Te ajută, bă! Vine să-ți dau locația, dacă nu, îți mor fratele. Bă, ce-au avut venit cu frații ăștia doi? Să vedem dacă vin. Este ireal! Este ireal! Este ireal! Mi s-a ridicat părul în cap! De cuvântul meu! Doamne, ce trebuie să mi se întâmple mereu numai mie, da? Doamne, de ce trebuie să mi se întâmple numai mie chestii de astea? Of! Nu mai pot! Am obosit! De ce trebuie să mi se întâmple mereu eu? Bă, cum se rupă trandafirul ăla? Ce ți-a făcut? Bă, ce ți-a răzbunat ăsta pe o floare, vere? Bă, rușine, bă! Și acum mergi la lac? Bă, unde te-ai ascuns, bă? Bă, Hitman, bă! Assassin's Creed! Dodi, Cristi. Băi, efectiv au făcut exact ca în seriale, când iau o pauză oamenii înainte să dezlege, știi? Păi da, săracu, mă, n-o încerca singur. A, gata, a reușit. Bă, a reușit. Uite în cadru, uite în cadru aici. Bă, vină înapoi. Unde s-a dus ăsta? Bă, unde plece? Vină mă înapoi că a reușit. Uite ce caută, veri. Bă, ce caută ăsta, mă? Cutter, ce crezi că găsești pe aici? Bă, a reușit, bă, n-auzi! A reușit, hai că... Nu, deci dacă se închide așa, serialul iau cap. Deci iau cap. Cristi, ai găsit ceva? Care-i Cristi? Nimeni, am făcut o glumă. Hai, ieși dacă e mai cineva. Sindromul Stockholm. O glumiță. Nu e nimic, am făcut o glumă. Am făcut o glumă, zic, nu era nimeni, am zis ceva, dar mi-am zis de Cristi. Deci dacă Cristi nu sare acum Superman Punch și-i dă dreptacea lui aia, lui ăla, degeaba. De fapt, ea este, nu? Lasă-mă! Nu! Nu! Nu, nu, nu! 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 Bă! Nu! Nu! Nu, ce? Nu, nu, nu! Bă, nu cred, mai trebuie să fie un episod, nu! Ultimul episod, ce? Nu se poate! Deci în final l-a omorât-o pe aia sau pe Cristi? Cam ăsta a fost serialul, nu-mi vine să cred. 17 episoade, bă, da bune! Bă, mi-a plăcut, pe cuvântul meu, dacă nu mi-a plăcut. Dacă găsiți canalul serialul Minciuna, vă rog să îi ajutați. De fapt, o să le dau și un subscribe. Băi, bun, bă, tare bun, bravo, băi, copii, bravo. Bă, n-am cuvinte, deci copiii ăștia chiar au muncit super mult, gen, what the fuck. Bă, m-a intrigat, m-a făcut să am emoții, mi s-a zbârlit pielea de părul de pe mână. O să închid episodul într-un mod foarte
Sumbru, la fel cum a fost și finalul serialului. Mă bucur că am urmărit împreună. Felicitări copiilor, sunteți tare de tot. Vă felicit. Foarte creativ și muncit. Respectele mele, mă înclin. Până data viitoare, și să vă mai zic, beți apă multă, faceți sport mult și râdeți cât mai mult, bă. Eu v-am pupat.